La începutul acestei săptămâni, în Câmpina a început campania de dezinsecție, care se face anual în zonele spațiilor verzi. De acest lucru se ocupă firma de salubritate din oraș. Fiecare primăvară noi începem această activitate de dezinsecție și în urma solicitărilor cetățenilor municipiului care merg prin parcuri sau prin locurile verzi. Am întârziat puțin în acest an din cauza ploilor. Trebuie să avem o vreme favorabilă în momentul când intervenim pe spații verzi. Avem toate parcurile din municipiul Câmpina, toate zonele verzi sau zonele de agrement. Momentan, dezinsecția se face contra puricilor și căpușelor. În general, aceste substanțe sunt avizate de Ministerul Sănătății, nu sunt toxice pentru animale, dacă la asta vă referiți, pentru animale de companie, dar cumva dacă copiii sau adulții intră în contact și simt usturături sau neplăceri, să se spele bine, să clătească cu apă. Luna următoare, primăria Câmpina va face dezinsecție și împotriva țânțarilor.